Ramona, Ramona, aveți foc acolo, foc! Da? Unde, da, șef? Sare, piper, nimic, avea loc. Alor, Ramona, dai foc la bucătărie. Da, șef, sunt canales cu un clăcăr. Oare ce se mai întâmplă astăzi? Sper să nu mi se rupă, să nu mi se frângă și aripile. Pentru că vreau să urc la balcon astăzi. Dacă erai singură în bucătărie și nu te anunța nimeni că ai ceva pe foc și nu tigaia. Șef, se întâmplă ceva. Ce s-a întâmplat? Mi s-a rupt. Ce s-a rupt? Asta. Mânerul? Da. Așa puternică ești? Oh my god. Văd că te-ai pus pe distrugere, ia să văd. Mamă, ai rupt sudura asta cu puterea minții, cum ai reușit? Ramona? Da, șef. Vreau să ții cont că mai ai 10 minute, da, nu vreau, da, să dai foc la bucătărie. Da. Am ars mănușa, am ars un șervețel, mi-a picat mânerul de la sită. Am dereglat cumva și mânerul tigăi. Mi se pare un pic haos. Este haos, da, într-adevăr. Da, este. Și sincer, ai carne crudă, ai legume acum, pe acum, același acum tocător. Ramona, adună-te pentru că nu-mi place ce văd aici. Da, șef. Bine? Da, șef. Fără risipă. Astăzi a fost ceva. Cred că am fost foarte energică, am avut foarte multă energie. Ți-am zis că eram încărcată puțin negativ și cred că de asta am distrus tot ce era în jurul meu.